pe plai. Hai, hai, necuță, hai, să mă întrec cum ieri la îngărai. Elisabeta Turcu Juverdeanu, după terminarea liceului, a fost angajată a ansamblului artistic Doina Oltului din Slatina. Avea doar 18 ani și atunci a făcut primele imprimări la Radio București. Apoi, din 1979, a ocupat prin concurs postul la ansamblul Doina al Armatei din București. A cântat în mii de spectacole, a fost în turnee în toate zonele țării și în străinătate. Elisabeta Turcu Juverdeanu a fost într-un turneu la Ierusalim și știa de acasă multe lucruri despre locurile sfinte. Pentru ea, era o bucurie imensă că va ajunge acolo. În acest turneu a fost cu Maria Bararu, Dumnezeu să o ierte, și ține minte că s-au îmbrăcat în costume populare în avion și au coborât cu stegulețe în mână, iar românii care le așteptau la aeroport aveau și ei stegulețe, le-au primit cu aplauze. A fost un vis, unul dintre cele mai frumoase turnee din viața artistei. Elisabeta Turcu Juverdeanu, mai ales că era mămică în devenire, purta în pântece puișorul ei drag și scump, care avea numai 3 luni și pe care l-a dus cu ea la mormântul sfânt. Că tu ești icoana mea și mă închin în fața ta, că nimic nu e mai sfânt decât mama pe pământ, mă. La mulți ani, măicuță bună, suflet cald ca o lumină. La mulți ani, măicuță mamă, pentru mine ești icoană. Elisabeta Turcu Juverdeanu a crescut cu frica lui Dumnezeu, căci mama ei, în mod deosebit, a învățat-o să fie cinstită cu ea și cu cei din jur. Au urmărit-o toată viața cuvintele tatălui său, care nu a fost de acord ca ea să cânte. Tatăl Elisabetei Turcu Juverdeanu voia să o facă educatoare sau învățătoare și a spus: „Să nu mă faci de rușine.” Așa că a căutat întotdeauna să meargă pe drumul drept al vieții, iar ea nu l-a făcut de rușine. Tatăl Elisabetei Turcu Juverdeanu a plecat în lumea fără dor, cu sufletul împăcat. Pentru că s-a căsătorit, i-a dăruit primul său nepot și, pe lângă numele soțului, și-a păstrat și numele de domnișoară. Elisabeta Turcu Juverdeanu are un program de viață destul de ordonat. Nu bea alcool, nu fumează și este prietenă cu plantele medicinale. Bea ceaiuri de la munte pentru a-și menține glasul. Face infuzii de sunătoare, de soc, de salcâm, de tei, de gălbenele și multe alte plante ale câmpului. Părinții mei duși departe, oh, dor și dor, și la ușă trei lăcate. Și-am strigat cât am putut, oh, dor și dor, nimeni nu m-a auzit. Și când m-am trezit, mi-am zis, oh, dor și dor, ce bine că a fost un vis, măi. Elisabeta Turcu Juverdeanu a cântat alături de cei mai mari interpreți ai muzicii populare, și anume Ion Luican, Benone Sinulescu, Irina Login, Tita Bărbulescu, Ion Dolănescu, Maria Ciobanu și mulți alții. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și tare bine cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa, hai la joc, că-i zi de sărbătoare tot pe loc. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și tare bine cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa. Las paharule, las toate într-o bună zi, dar iubirea nu pot, frate, pentru orice ar fi. Aș vrea să vă dau eu mai lume, dar câte zile o avea, vă dau flori cu gura mea mai lume. Cine să ia cu mine rău, să-l ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de dudău, verd albin și mușcă rău, măiano. Acasă dorului, la gura-i zborului mai. Iar de n-ai scăpat de dor, cobor la mală cu flori mai.
Doamnelor și domnilor, frumusețile Munteniei pălesc în fața acestei mari interprete. Deschideți-vă larg ferestrele sufletului și primiți frumos cântecul adus în dar spre ascultare de doamna muzicii populare românești, Elisabeta Turcu Juverdeanu.